Oameni buni, l-am capturat pe ăsta, pe Nicolae, l-am dus în celulă la el, în celula a doua, nu l-am pus cu Costel în celulă pentru că ne e frică să nu facă cine știe ce. Domnule comisar, mi-a zis, hai să vă explic ce mi-a zis. Mi-a zis Nicolae că nu e singurul criminal, că sunt mai mulți pe zonă. De fapt, ce să vă zic, că erați aici lângă ce n-abia, uite, m-am tâmpit de tot. Domnule comisar, de ce nu ziceți nimic? Răzvan, cred că ne-am bucurat prea tare de prinderea lui Nicolae. Adică, uită-te la el în celulă. Ha? What? E un nume roșu! Nu, e unul din criminali! Domnule comisar, de să-l prind... Hai să... Nu... Nu! No! Fira! L-am ratat! Din cauza la voastră, domnule comisar... O carte! Ha? Mesaj de la semnul întrebării. Ia uite, pe aici a intrat, ești nebun? Ha, ha, fraierilor, niciodată nu a fost Nicolae cel care l-a ucis pe director. Eu am fost. S. Cine e S? Domnule polițist, vreau să vă zic că criminalul v-a lăsat un geam din ăla de poliție spart și vă rog frumos băgați ăsta la identificat sau neidentificat ca să știu dacă avem amprente. Eu mă duc spre casă, că mâine am... nu mâine, poi mâine... De fapt, nu, ba da, mâine am ore. Hai, vă las și mâine am și interviu iară cu reporterița aia. O seară frumoasă! Ok, oameni buni, am venit cu 10 minute înainte să înceapă prima mea oră de germană, pentru că ne-a chemat Cristina. Cristina, sunt toți profesorii aici, ăștia 5 care suntem. De ce ne-ai chemat? Băi, atenție la mine, vă rog. Haideți să sărbătorim faptul că Răzvan a prins unul dintre criminali cu un party la noi acasă. În primul rând, Cristina, nu putem să sărbătorim pentru că, 1, mama și tata sunt acasă și, 2, umblă niște criminali pe străzi. Ție nu ți-e frică că dintr-o dată stai și tu liniștit pe bancă și în spatele tău apare criminalul? Tu chiar nu te gândești la asta? Mama și tata pleacă astăzi până în alt oraș, mai exact în Kennington Town. Și stau vreo 2 zile, deci ce ziceți? Pentru cine nu știe, Kennington Town este fostul oraș unde am fost eu născut și, bine, Cristina prima, eu după născut. Bine, de fapt nu, eu am fost născut în Kennington și am copilărit aici, în Burrystown. Și Radu a fost născut aici, a fost născut împreună cu mine. Tot ca, de fapt, nu, aici a fost născut și tata a plecat. Vorba aia s-a dus după lapte. Nu, e o glumă, nu trebuie să spunem subiect. Radu, ce părere ai? Cristina, mă bag, clar. Radu... Păi tu, normal că te bași la tine acasă. Logic, da. David. Bă, nu sună rău. Dar eu zic ca să mai stăm un pic în casă până când se termină calvarul ăsta cu criminalii. David, ți se pare că orașul ăsta a fost el... What? Ce-am crezut că cineva la ușă. Ți se pare ție că orașul ăsta e... Sigur? Ok, poate sigur că îl avem pe comisarul Crișan și pe mine, ca detectiv. Nu vreau să mă laud, dar pe bune. Ți-e chiar se pare orașul ăsta sigur? Adică nici bine nu-i arestezi un criminal, că bam, apare altul. Dar eu poate o să vin cu Antonella. A, păi dacă vii și tu cu Antonella o să poată să vorbească ele fetele și Radu și noi, nu știu, să vedem despre ce vorbim. Poate să facem ceva informații ca să prindem acest criminal. Cristina, zic de pe acum, eu cu băieții stăm jos, gen stăm
stăm unde e televizorul, adică jos. Voi o să stați la voi în cameră, voi fetele. Stevie, tu ce zici, vii? Eu am puțină treabă cu mama, astăzi cu mama acasă, deci nu pot să vin. Plus că nu mă lasă să ies afară în timp ce criminalii sunt liberi. Păcat, Stevie, poate la petrecerea următoare o să vii, stai liniștit. Noi, tu știi că toată lumea e invitată. Bă, da, vorbi și cu gangster și cu ceilalți, poate vine și ei. Dar chiar, nu știu cu cine sunt în clasă, nici măcar n-am întrebat. Hai să mergem să predăm germană. Ia să vedem. Good morning, guten Tag, wie geht's euch, Jungs? Asta Stund auf Deutsch, für diese Schule. Bine ați venit la o oră de germană, prima oră, George. Ce e asta, japoneză? Nu, frate, e franceză, de-aia de la chinezi. Roxana? Guten Tag, uite, se pare că cineva știe. Guten Tag, Carolina? Bună ziua, băi, în germană, nu în română. Ana? Guten Tag, Herr Razan. Opa, bă, vezi că avem ceva elevi care știu germană. Măcar Fabian? How are... Ăsta zice, ce? Căcică, de ce o abordezi pe gagică sa? Nu, că ăsta a luat-o razna, dacă și în engleză a început. Auzi, poți să zici și în chineză. Și acum mă trebuie să zici, chonkin, chonkin, chonkin. Da. Prima oră de germană, eu o să vă notez ceva la tablă și voi scrieți în manuale. Deci, ignorați în scrisul, hallo, egal, salut. Ce prost sunt, am pus U în loc de L. Salut. După aia avem, ești prost în germană, egal, du, bist, dum. Ați notat? În caz să vă jură cineva română, zici, bă, du, bist, dum. El, ce ai zis? M-ai înjurat în spaniol, el? Nu, tu, nu, în germană. Hai, că e bine. Hai, scrieți mai departe. Hai că după o oră de... după o oră de... Opa! Văd niște nume jos. După o oră de... zi, doamne, de germană... Am promis un test la matematică. Haideți să vi-l arăt. Test matematică. Primul exercițiu, un punct, al doilea, trei, al treilea, două puncte și un punct din oficiu. Și succes. Cât face... plus A minus 2A plus 5B plus 7A minus 2B. Foarte ușor. Hai că vă zic și acum rezultatul. Foarte simplu. 2. Dacă Maria are 7 mere, Cristi îi cere 4 și mai primește 2 mere. Câte mere trebuie să mănânce Maria ca să-i rămână totuși 2 mere? Da. Simplu. Dar... sau? Ia, stai. Ba, 3 trebuie să mănânce ca să rămână 2. Rezolvă problema. Cristi are datorie la Andrei de 802 lei și mai are una la Marius de 389 de lei. Câți bani trebuie să strângă Cristi în total? Da, și asta destul de ușoară dacă stați să ne gândim calcule. Da, succes, elevi.
Oamenii au trecut vreo 10 minute. Și colegii au zis că gata. Ok, le-am luat pe rând. Hai să începem cu George. George. 1, 6 A plus 3 B, bravo. Toate merele în afară de 2. O să-i dau jumătate de punct, dar mai enervat cu răspunsul ăsta. Ce răspuns e ăsta? Pe câte trebuie să mănânce? Cum adică toate merele în afară de 2? 1190. Era aproape 91, dar... Ok, deci ai un punct din oficiu cu... Hai că-ți dau jumate de punct la 3, că era aproape, cu încă 2 puncte, cu 4 de sus, adică exercițiu 1, deci 6 puncte și... Îți dau decât un singur punct la... Ăsta la... Deci stai, 4, 6, 7 puncte ai. Bă, îți dau... Da, așa, unde n-ai bine? Îți dau... De ce Nicolae încă mai este aici? Dă că îl șterg eu. Ceilalți nu știu unde sunt. Ai un 6 din partea mea. Nicolae nu e aici. Ok, unul ăsta. Da, nota 6, frate. Măcar nu rămân corigent. Frate, ai 6, cum să rămâi corigent? Mă rog, următoare este Roxana. Haideți să vedem ce a scris. 1, 6 A plus 3 B, bravo. Are de mâncat 3 mere, bravo. Are datorie 1191. Bravo, Roxana. Nota 10. Vă mulțumesc, domn profesor. Uite, asta vreau, frate. Asta vreau. De la fiecare elev. Singurii nesimțiți sunt Cristi și Gabi, care nu sunt aici. Mamă, dar am ceva note de dat. Ia uite, la engleză și la română n-am nicio notă care am dat-o. Ia uite, Cristi și Gabi n-au la istorie notă. Bă... Ia să vedem, Carolina. 6 A plus 3 B, bravo. 3 mere, bravo. 1191 lei. Bă, elevii mei preferați sunt Roxana, Carolina și Ana puțin. Dar mă enervează iubitul ăsta al ei. Că e prea gelos. Bă, Roxana, dar nu te mai întreg la note deloc. Hopa! Se pare că fetele astea două au o competiție. Interesant. Ana, e rândul tău. 5 A plus 2 B. Foarte, foarte aproape. Bă, îi dau jumătate de punct. Să fim serioși. 3 mere, corect, bravo. Deci, 2 cu... 2 cu 3 și cu 1, 6. Și cât a zis aici? 1200. La fel, foarte aproape. Îi dau jumătate de punct. Și ceva la ăștia care sunt aproape, le dau jumătate de punct. Ca să mai ziceți voi în comentarii că sunt un elev, un profesor rău. Deci 1 cu 2 și cu încă 3, 6 și cu 7. Deși tu ai 6, sora mea. Ok, avem 2 de 10 și 2 de 6. Hai să vedem ce va face Fabian. Doi A plus 2B. Frățiorul, de unde n-ai? Ți-a dat ție 2A plus 2B. Și 2B era aproape, dar n-ai nicio legătură. Două mere. Poftim! 1200. Ok, la 3 era aproape. La 2 la fel era aproape. Jumătate de punct.
La 1 te notezi cu 0, pentru că la B era aproape, dar trebuie să fie tot exercițiu. Deci, 1 cu 1,5. Deja dă 2,5 cu 3,5. Ce notă să-ți dau eu? Bă, îmi pare rău, Fabian, dar... Îmi pare rău, n-am ce notă să-ți dau, pur și simplu, îmi pare rău, frate. Poftim? Bă, îmi pare rău. Lasă că-ți remediști tu notele. Și vedeți că săptămâna viitoare, de fapt, când avem engleză și geografie. O să dau săptămâna viitoare la engleză test și română marțea. Hai, o zi bună, vă las că trebuie să mă duc. Dar văd că... Văd că e cineva jos. Întrebarea mea e cine e jos? Ia uite că fac un parcur. Oh. Uite, se vede numele directorului. Că... Ok, e doamna reporteriță cu... bună ziua, bună ziua, dar ce se întâmplă aici? Avem din nou interviu? Bună ziua, domnule Răzvan. Am câteva întrebări despre dumneavoastră, despre faza de aseară. 1. Îl credeai în stare pe Nicolae de așa ceva? Păi ce, v-am zis, știu eu cine e. Eu sunt detectiv, eu îmi fac cazul, primesc banii, ajut orașul. Ce mai vreți de la mine? Acum că nu pot să prind toți infractorii de pe lume, asta e altceva. De eu îmi fac treaba. Și, sincer, nu. Nu-l credeam în stare. Cine crezi că sunt criminale care au lucrat cu Nicolae? Doamnă, nu pot să acuz fără motive, fără dovezi, fără nic. Nu pot să acuz, pur și simplu. Am văzut pe rețelele de socializare că ești fan FCSB. A, nu... De ce trebuie să-mi aduceți fix dumneavoastră aminte, fix la interviu să mă enervez? Și aseară ei au pierdut cu Rangers. O mică părere despre meci? Păi ce părere să-mi dau? Le interesează pe becarii părerea mea? Eu sunt doar un suporter care își iubește echipa. Dar nu detest nici rivalele acestei echipe. Un pic CFR-ul, că nu știu, nu-mi place istoria lor și astea. Echipa făcută la mișto, furați de arbitrii și jucătorii au jucat în a doua repriză foarte slab. Mai slab decât în prima. Dar, na, acum eu sper ca echipa să... Eu sper ca echipa să realizeze că nu e bine ce face și să-și revină. Că duminica asta avem derby cu Rapid și la cum a jucat echipa, nu cred că suntem pregătiți. Crezi că Nicolae este cel care l-a ucis pe director? Ei, hai să vă și zic o chestie. După ce l-am arestat pe Nicolae, domn comisar m-a pus să... Îi dau un mic interviu, să-l interoghez, așa. Și am aflat că nu e singurul criminal. De fapt, știți deja asta. Și după ce l-am dus în celulă, mi-a zis comisarul să mă uit la el în celulă. Ghiciți ce? Era cineva cu care lucrează el. Și l-am găsit mort. Și avea o foaie care scria că nu este, nu Nicolae cel care l-a omorât pe director. Ok, liber, poți să pleci, poți pleca și tu și frații tăi. Pe bune? Vă mulțumesc.
Fraților, vă duceți-vă acasă, eu trebuie să verific o chestie. Mi se pare foarte ciudat că văzusem aseară în drum spre, de fapt de dimineață în drum spre, văzusem lumină prin partea asta a școlii. Văzusem o lumină. Bro. Ce e asta? Fix lângă secția de poliție. Ha? Cristi! Cristi, Gabi! Nu-mi vine să cred. Domn director! Dar cum e posibil? Nici n-am cum să ajung la ei. Răzvan, e un miracol, salvează. Domn profesor, ce mă bucur să vă văd. Dacă ne scoți de aici, promitem că nu vom mai fi răi la orele tale pe veci. Bă, surorile mele, nu pot să vă scot din celulă, dar ce sunt cu capetele astea? Manechine? Și un chest. Patru cărți. Jurnal Nicolae, parte din plan, secretar! V-ați prins? Parte plan Nicolae, info, cine e Grigore? Jurnal. Jurnal Nicolae. Ziua 1. Dragă jurnal, astăzi unchiul meu Costel, nu cred, unchiul, stai așa, astăzi unchiul meu Costel a fost arestat de nenorocitul ăla de Răzvan și el m-a sunat și a zis, e timpul. Poftim? Costel, primarul, fostul primar Costel, Nicolae era unchiul lui, de asta a făcut el ce a făcut. Incredibil. Ok, ziua 2, dragă jurnal. Astăzi profesorul ăla nemernic m-a prins. Aha, m-a prins că am copiat și mi-a dat nota 1. E, vedeți? Am știut, bă, am știut că el a copiat. Că n-avea cum Roxana să copieze din prima dată. De ăsta a dat dovadă că e un elev bun. Chiar de-a luat 7 sau cât a luat 6, nu mai știu. Lasă că mă răzbun eu. Ziua 3. Dragă jurnal, astăzi secretarul angajat de director și-a făcut treaba. I-a înșenat moartea directorului. Și ce plan ingenios, mi-a dat și 100 de diamante pe sânge fals și manechin. 100 de emeralde? Pe sânge, un amărât de sânge fals și manechin, dar ce fac? Alea se curăță singur, bine, sângele se curăță singur și manechinul se ridică singur din funcții în picioare după ce a murit sau ce se întâmplă? Ziua 4. Dragă jurnal, astăzi noul director angajat de secretar încearcă să-l enerveze pe Răzvan, dar el i-a dat 5 diamante, doamne. Ții minte faza. Am rămas prost când am auzit. Prost ai fost, prost ai rămas, vorba aia. Ziua 5. Astăzi mi-am ratat partea de plan. Am tras... What? De unde? Că noi când l-am interogat la obiecte nu avea nimic. Avea decât
pistolul care rămăsese fără gloanțe și telefonul. În rest n-avea nimica. Și în mesaje nu era nimica. Niciun text, cred că Bulanciu ștersese toate textele. What? Înseamnă că o fi scris ăsta, secretarul și directorul, deci secretarul și directorul sunt complicii lui Nicolae. Am tras din greșeală în cameramanii de la interviul lui Răzvan și nu am mai apucat să fug de că poliția m-a arestat. Și după ce am fost interogat de Răzvan, am fost dus în celulă cu speranța că băieții nu vor fi nervoși pe mine. Sfârșit. Păi și ia, parte de plan secretar. 1. Înscenează moartea directorului și răpește-l. 2. Asta e așa, acum am rămas prost. Unde a fost directorul ăsta, secretarul, când s-a făcut acea numită crimă? La baie. Baia băieților unde este? Jos. Cum intri în școală pe stânga. Directorul a fost omorât direct la intrare în școală. V-ați prins? 2. Angajează-l pe directorul Grigore. Ok, deci știu că directorul Grigore este pe felie cu secretar. 3. Ucide-l pe Nicolae pentru că nu și-a făcut partea de plan. Poftim! Stai! Păi, stai așa! Deci, practic, Nicolae, deci, secretarul... Deci stați așa să înțeleg, Nicolae a încercat să mă moare, doar că a dat eșec. Secretarul care este complicele lui Nicolae s-a enervat că Nicolae n-a putut să mă moare pe mine, așa că secretarul l-a omorât pe Nicolae în schimb. Nu înțeleg, mă jur, mă doare creierul. 4. Răpește-l pe Radu. Pe frate meu? 5. Dă foc casei lui Răzvan, parte de plan finalizată. Wow, sunt pur și simplu șoc. Ia, parte de plan Nicolae. 1. Enervează-l pe Răzvan. 2. Răpește-i pe Cristi și Gabi că au aflat secretul tău. Iac. 3. Ucide-l pe Răzvan. Ucis pentru eșec. Dar de ce l-a ucis? Că nu înțeleg, pentru că și-a greșit parte de plan. Info. Plan creat de Grigore, șef Grigore, regulă. Cine nu își face partea de plan, va fi ucis fără scuze. Poftim! Ok, mi-a venit o idee. O să pun astea și o să iau decât jurnalul lui Nicolae. Și o să-l duc la poliție. Și așa o să-l arestăm și pe secretar și pe directorul Grigore. Răzbunare ca asta nu se știe. Domn director, Cristi, Gabi, stați liniștiți, o să vă scot eu de aici. Maxim o zi, două. Trebuie să mă duc la domnul.